Horoscopul pentru astăzi, 7 februarie 2024, este unul plin de pozitivitate și vești bune. Uite ce zodii vor trece prin transformări importante. Berbec, iubire. Ceilalți își dezvăluie mult mai rapid, mult mai ușor sentimentele și le aflați chiar unele secrete. Sănătate, vă adaptați la circunstanțe și aveți rezerve de energie suficiente. Bani, fiți încrezători în șansele unor proiecte demarate în colaborare cu prieteni vechi. Taur, iubirea. Încercați să ajungeți la un consens. Sunt favorabile discuțiile deschise și negocierile. Sănătate, investiți în hrană generoasă, sănătoasă, vitamine, fructe și vă bucurați de rezistență fizică și sporită. Bani, renunțați la ideea de recompensă imediată și aveți răbdare să studiați informații despre ce doriți să achiziționați. Gemeni, sunteți predispus la agresivitate care se extinde către un comportament de dominație și competiție cu cei din jur. Apelați la servicii și metode preventive, la consum de apă și alimente din surse sigure, imunizări specifice sezonului. Faceți unele compromisuri pentru a vă achita datoriile, munciți suplimentar. Rac, răbufnirile bruște de iritabilitate aduc critici sau replici dure din partea interlocutorilor. Apelați la cristaloterapie, aromaterapie sau metode blânde de a liniști starea emoțională de agitație. Nu faceți investiții mari decât după ce vă interesați exact despre calitățile produselor și serviciilor dorite. Leu, mergeți la bibliotecă și alegeți cărțile autorului preferat. Atrageți atenția oamenilor noi și interesanți cu care o să dezbateți. Faceți schimb de idei cu prietenii și discutați efectele diverselor metode de întreținere a sănătății. Trimiteți în timp util mail-uri și informările de care sunteți responsabili. Fecioara, răspundeți la mail-urile și mesajele restante. E necesar să oferiți informațiile cerute către persoanele care așteaptă. Regulile sunt negociabile. Nu faceți totuși economie cu timpul acordat pentru îngrijirea minimă. Schimbați păreri, idei, observații. Reluați colaborarea cu persoane experimentate care v-au ajutat anterior. O vor face și acum. Balanță, luați deciziile cu care conștiința să se simtă împăcată. Dacă anumite persoane vă produc o stare de rău, evitați-le. Dorințele greșite și indulgența în fața poftelor vă provoacă accese de indigestie. Autoanalizați-vă și vedeți ce abilități noi ați putea învăța din domeniile adiacente celui în care lucrați actual. Scorpion, depășiți unele probleme relaționale, fie că vă îndepărtați complet de cineva, fie că vă așezați la masa negocierilor. Auziți de metode noi pentru menținerea bunăstării fizice. Deplasați-vă și interesați-vă la fața locului. Starea de la locul de muncă nu e chiar pe placul vostru. Aveți răbdare și rămâneți focusat pe propriile sarcini, indiferent cu ce vă ademenesc alții. Săgetător, vă lăsați distrați de dorințele prietenilor și deveniți nemulțumit pe parcurs. Mai bine rămâneți cu familia acasă. Lucrați în echipă, mergeți cu amicii la sală, ieșiți în parc la o plimbare relaxantă. Lăsați speculațiile să-și producă efecte. Nu intrați în panică și nu vă impacientați. Câștigurile vor apărea. Capricorn, interesele-s diverse și sunteți nehotărât. Alegeți în funcție de companie ce faceți în timpul liber. Forța vitală a organismului poate fi modificată spre bine și de gânduri. Fiți creativi! Presiunea pieței de muncă din ce în ce mai competitivă vă forțează să luați în calcul surse alternative de câștig. Vărsător, vreți să lucrați, iar ceilalți vor să petreceți timp cu ei. Sunteți indecis, prins între alegeri. Cel mai mult vă energizați și vă motivați prin activități neobișnuite care aduc noutate și variație. Trăiți un conflict între latura indulgentă și cea responsabilă. Vreți să vă faceți unele mofturi, dar gândul e mereu la bani. Pești, vreți să faceți îmbunătățiri în cămin, simțiți nevoia de a redecora și de a modifica mediul ambient. Vă agitați și vă interesați de metode holistice pentru a vă menține imunitatea. Dați dovadă de curaj și puneți în mișcare idei care au fost doar la stadiul de gânduri. Relatează click.ro.